La nova de chip, deci astăzi trebuie să ne plimbăm cu un căcat mare și rosu. Nu știu de ce l-am numit pe bicicleta mea frumoasă și din Ohio. Bicicleta și mică rosă. Cum poți să o numești? Căcioasa? Sau un căcat mare rosu. Salut, bă, poți să mă ajuți? O să te ajute pe pelole. Toru, nu mă numi Pipelot, poți să iei ața asta de aici? Desigur că sunt Pipelot eu, că eu n-am mâini. A pe cine filmează dacă are mâini el? Omul din Ohio? A pe tu, acum ce trebuie să faci? Dar cine zici Pipelotule? Omul care filmează-i. Pele, dacă tu nu filmezi pe eu, să te bat. Bine. Asta eu sunt aici. Gata, am luat tața. Îți convine acum? Bă, tu ești prost că tu n-ai luat o tață. Păi și tu ești nebun la cap. Spune el este. Asta e în gură ei. A, pe dacă aici nu-i nimeni, pe cine m-ai dezlăgat? Dumnezeu! Eu sunt Dumnezeul care vă ajută. Și cred că astăzi am învățat că aiul care îl respinăm, se facem curat, nu știu ce chestie, aiurul este Dumnezeu care tot timpul ne dă putere. Tu, Dumnezeule, dacă ești aici, poți să-i dai asta ața jos. Atunci am dat ața jos. Ce mi-a zis, ești cel mai bun Dumnezeu care l-am văzut în viața mea. Tu știi că există și Hristos. Că astăzi este Paște. Adică asta nu e Paște, dar astăzi este luna lui Mai. Asta trebuie să spunem, Hristos a înviat. Adevărat înviat. Dar eu ce-am spus ție, Hristos a înviat? Adevărat a înviat, ai răspuns nici eu ce-am răspuns. Cred că e de ajuns, cred că videoclipul de astăzi este de ajuns. Și cum o spuneți copii, astăzi noi ce-am învățat despre Dumnezeu, că e luna de astăzi e mai, spuneți chiar acum. Hristos a înviat!